seara, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sportul Curjan. Numele meu este Cătălin Pasăre. Astăzi avem plăcerea de a discuta despre sportul alb, despre tenis, pentru că orașul Târgu Jiu a fost gazda unor puternice turnee internaționale și, dacă vreți, suntem privilegiați în acest sens, pentru că astfel de competiții nu se desfășoară peste tot în țară. Așa că, dacă ați văzut agitație mare prin oraș și dacă ați văzut oameni care vorbeau alte limbi, e bine să știți că orașul nostru, așa cum vă spuneam, a găzduit în aceste zile și găzduiește în continuare turnee din circuitul internațional. Vorbim despre niște turnee futures desfășurate sub egida ITF și, bineînțeles, desfășurate sub egida Federației Române de Tenis. Bineînțeles, așa cum poate știți, așa cum ați văzut și la Accent TV în buletinele noastre de știri, Asociația Sportivă Tenis Club Elite este responsabilă pentru organizarea acestor competiții. Iar alături de noi în această seară, în studioul Accent TV, este chiar directorul turneului, Ștefan Pițian. Bună seara, Ștefan, și îți mulțumesc frumos că ai acceptat să vii alături de noi. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum spuneam, primul turneu Elite Trophy tocmai s-a încheiat duminică. Un turneu ce s-a bucurat de o participare internațională și sunt convins că a primit și un feedback pozitiv din partea concurenților. Haideți să vedem cum s-a desfășurat această competiție, prima dată în mare, dacă ați avut vreo ceva probleme organizatorice, dacă totul a decurs ok, dacă, mă rog, rezultatele le comentăm din prisma ta ca specialist, dacă a fost vreo surpriză sau nu. Da, am debutat puțin cu stângul datorită condițiilor meteo, care ne-a făcut să amânăm startul competiției cu o zi, dar ulterior am reușit să ajungem la programul inițial și să jucăm meciurile conform planificării. În rest, nu am întâmpinat nicio problemă, chiar participantele au fost foarte încântate de condițiile oferite. Am primit multe laude și sper că și ele s-au simțit foarte bine și sper să se simtă în continuare bine alături de noi la Târgu Jiu. La conferința de presă din deschiderea acestui turneu la care am fost prezent, la un moment dat, Mariana Corea, jucătoarea din Ecuador, care a venit în deschiderea competiției, a spus cuvinte foarte frumoase despre competițiile organizate aici, spunând că în Ecuador, acolo de unde este ea, nu sunt turnee de acest calibru. V-a încântat oarecum declarația aceasta sau vă obligă și până în continuare, dacă, bineînțeles, veți găsi și voi resursele necesare, pentru că sunt convins că sunt o serie de factori implicați aici, să continuați aceste minunate competiții la Târgu Jiu? Așa este, cum am spus și mai înainte, jucătoarele se simt bine la noi în bază, la noi în oraș, sunt plăcut impresionate de condițiile oferite de clubul nostru. Am primit numai laude atât de la străini cât și de la români, care sunt învățați cu bazele sportive de la noi din țară nu foarte bine dotate, și aici vin și rămân foarte impresionați de ceea ce găsesc. Ne obligă și pe viitor să reușim să ținem aceste competiții. De la anul va fi un pic mai greu, pentru că premiile vor fi crescute de către Federația Internațională de la $10,000 la $15,000, și sperăm să găsim resursele necesare finanțării celor 3 turnee ca să putem să păstrăm tradiția la Târgu Jiu. Deja suntem la al doilea an în care organizăm, participarea este din ce în ce mai numeroasă, au venit sportive din Japonia, chiar japonezii au venit cu echipa lor de Fed Cup Junior, ceea ce ne onorează, au venit sportive din America, Canada, Ecuador, Chile, să nu mai vorbim de țările din Europa. Am avut cereri chiar de mărire a tablourilor de concurs, deoarece la cel de-al doilea concurs 4 dintre participante nu au putut fi înscrise datorită participării numeroase. Și încă o dată mă repet, sper la anul să găsim resursele financiare, să reîncepem treaba
de anul acesta. Da, este foarte interesant ce spui, mai ales că până la urmă un astfel de turneu este un plus pentru orașul Târgu Jiu, este un plus și pentru județul Gorj, pentru că sunt niște bani care se cheltuie până la urmă aici cu această participare internațională și cu oameni care vin, și mă refer și la jucători și la stafful care formează echipele acestora, vin aici ca și turiști. Din moment ce îmi spui că este poate mai dificil de organizat pentru că miza a crescut sau, mă rog, forul internațional plusează cu 5.000 de euro, eu te-aș întreba, pentru că nu sunt un fiind cunoscător, de unde vin totuși banii pentru organizarea acestui turneu? De unde au venit acum banii? Cine s-a implicat? Există sponsori? Cine vă ajută la premiere? Acest an și anul trecut au fost banii doar din resurse private. Federația Internațională doar impune niște norme, ei nu ajută cu absolut nimic, inclusiv licențele trebuie să fie plătite. Avem anumit suport, așa aici mă refer la minci și plata arbitrilor din partea Federației Române, dar în rest trebuie să găsim noi resursele de a susține aceste turnee. Iar la anul, ca să putem să ținem, trebuie să ținem un turneu de 15.000 de dolari, altfel nu vom mai putea să mai organizăm. Autoritățile locale, autoritățile județene se implică în acest turneu, s-a implicat până acum, sau au voie, din câte știi tu, să dea bani? Au voie. În alte orașe se întâmplă ca turneele să fie organizate cu sprijinul cluburilor din orașele respective, dar sub stricta organizare sau prin resursele comunității locale, și aici mă refer la primărie sau la Consiliul Local. La noi s-au implicat, dar sperăm mai mult ajutor, pentru că este foarte greu să susții. Mai sunt pe lângă premii și cheltuielile de organizare. Aici aș vrea să amintesc că am avut foarte mulți voluntari, ceea ce mă bucură, și vreau să le mulțumesc băieților, întregii echipe care se pun zi de zi, timp de 3 săptămâni, în munca acestui eveniment. Ce înseamnă munca asta voluntară la turneul organizat? Înseamnă cu începerea programului de la 7:30 dimineața până poate la 10 seara, când se termină ultimul meci. Înseamnă amenajarea terenurilor, înseamnă transportul jucătoarelor, înseamnă racordarea rachetelor, fizioterapeut, tot ce au nevoie jucătoarele ca să poată să aibă un joc cât mai bun și să se simtă foarte bine. Da, un lucru inedit pe care l-aud, și astfel vine și următoarea mea întrebare. Dacă spui că fac toate acestea voluntarii, presupun că anumiți voluntari trebuie să fie oameni din fenomen ca să știe să facă chestiunile astea, nu? Exact. Cei mai mulți voluntari care avem vin din cadrul clubului, și încă o dată vreau să le mulțumesc colegilor mei care mă ajută zi de zi ca să putem să organizăm cât mai bine. Ce le iese până la urmă satisfacția de a participa la o asemenea experiență, la un turneu ITF? Cred că este pasiunea pentru acest sport. Cum antrenează, mulți dintre ei sau sunt în acest fenomen, este pasiunea lor și este o onoare pentru ei, și cred că ar trebui să fie pentru toți târgujenii să avem sportive clasate în topul mondial și să avem o competiție la acest nivel. Sunt aici un pic dezamăgit de faptul că văd foarte puțin copii venind la finalele acestui turneu. Nu mai vorbesc de meciurile de zi cu zi. Vorbesc de spectatorii de la turneu? Vorbesc de spectatorii în general care ar fi în acest fenomen. Vin foarte mulți spectatori, avem probabil 100-200 de oameni iubitori ai tenisului care vin zi de zi, nu mai vorbesc de finale, dar mi-aș dori să văd mai mulți copii, să văd părinții venind cu copii de mână. Este un sport elevat, civilizat. Pot să vadă
o victorie românească la dublu. S-au impus sportivele Andreea Amalia Roșca și Gabriela Nicol Tătăruș, da, care au trecut de un cuplu din Statele Unite ale Americii, vorbim de Kim Gleason, Melissa Kopinski, iar la simplu Jacqueline Cristian s-a impus în fața Gabrielei Talabă. Rezultate scontate sau bine acum ca organizator ai turneului nu puteți fi subiectiv din punct de vedere al rezultatelor, dar vă așteptați totuși să câștige românii? Mă bucur de fiecare dată când avem românce în finală. Așa cum am spus la conferința de presă, acest tip de turneu este un prim pas către clasamentul mondial și ajută în special jucătoarele de top junioare, cele care urmează să facă trecerea de la juniorat la seniorat, și atunci avem foarte multe tinere cu vârste încuprinse între 15 ani și 21-22 de ani, care bat la porțile tenisului profesionist și încearcă să-și facă un nume. Legat de rezultatele turneului trecut, la dublu consider că a fost o surpriză, cele două românce cu vârste de 17 ani, componente ale lotului național al României. Le felicit și mă bucur că au produs surpriza împotriva americancelor, care erau favorite și jucătoare bune de dublu. La simplu, finala a fost oarecum, să zic, Jacqueline Cristian era favorita a numărul 3 a turneului, deci oarecum ne așteptam să anticipat într-o, exact, într-o fază superioară. Într-o fază superioară, ea având 18 ani, o jucătoare foarte bună a României. De asemenea, finalista a fost o junioară foarte bună al țării noastre. Ea, în prezent, studiind în America, joacă puțin mai rar în timpul anului, pentru că trebuie să activeze acolo la universitate, are și cursuri, joacă meciuri pe echipe, dar pe timpul verii joacă turnele de acest tip și văd că începe să progreseze de la an la an, ea venind chiar din calificări la primul turneu și ajungând până în finală. A fost o finală deosebit de frumoasă, țin să le felicit pe finaliste și să le doresc succes la următoarele două turnee. Cum a fost meciul de la dublu? Că văd un scor extrem de spectaculos, 4-6, 6-4, iar decisivul 10-8 a fost un meci al nervilor ăsta. Da, a fost un meci cu răsturnări de situație, dacă în primul set au condus româncele și au revenit americancele, în setul 2 a fost exact invers, iar ultimul set, meci super tiebreak, s-a disputat pe muncă de cuțit până la ultima minge. De asemenea, și finala de simplu a fost foarte disputată, cu primul set, cu răsturnări de situație, cu salvări de mingi de set, dar până la urmă se pare că Jacqueline a fost mai atentă și a reușit să câștige. Da, jucătoarea, bine, jucătoarea mai experimentată sau, mă rog, jucătoarea care, așa cum spuneai tu, Ștefan, era printre favoritele acestui turneu. Da, i-a jucat pe colegii din regie, dacă cumva au materialul numărul 3 pregătit cu declarațiile. Sunt declarații făcute după această partidă ale Gabrielei Talabă, finalista, așa cum spunea Ștefan, și Jacqueline Cristian. Sunt cumva pregătite? A fost un turneu destul de reușit pentru mine, atât datorită faptului că a trebuit să încep în calificări. Chiar dacă am fost favorita în calificări, am avut de disputat două meciuri în care am intrat, așa, să zic, într-un anumit ritm. Apoi, pe tabloul principal, am avut un prim tur destul de dificil contra unei adversare destul de pregătite în acea zi, care m-a pus într-un ritm foarte bun pentru meciurile următoare, care au fost, chiar dacă nu au părut atât de grele după sfor, au fost destul de disputate și zic eu că m-au ajutat mult să-mi recapăt, să câștig mai multă încredere în mine și să dezvolt un joc bun pe parcursul acestui turneu. Voi participa, a fost o săptămână destul de bună pentru mine în total și acest meci din finală a fost unul reușit, chiar dacă am pierdut, am învățat niște lucruri pe care le voi aplica în viitor și va fi bine. Mă bucur mult că am reușit să ajung aici, este o plăcere pentru mine și voi participa și săptămâna următoare la următorul turneu. Nu știu încă dacă voi participa și la cel de-al treilea. Vă mulțumesc! Mă numesc Jacqueline Cristian, sunt din București și mă bucur foarte mult că am câștigat acest turneu în Târgu Jiu. M-am simțit foarte bine în acest oraș. A fost un turneu foarte greu,
Am jucat foarte bine, ce pot să spun, chiar m-am, din cauza că m-am simțit foarte bine, mi-a mers și jocul. Aș vrea să felicit finalista, este o jucătoare foarte bună și am avut o finală superbă. Am dat foarte multă încredere, este al patrulea turneu câștigat anul acesta și înseamnă foarte mult pentru mine, mai ales că l-am câștigat, este primul turneu câștigat în România. Am să particip și la următoarele două turnee și sper să meargă la fel de bine. Vă mulțumesc mult! Da, le-am văzut, vorbim pe cele două finaliste ale turneului, Ștefan, ambele mulțumite de performanța pe care au realizat-o în cele din urmă. La un moment dat, Jacqueline spunea că această performanță s-a datorat într-o oarecare măsură și vouă, nu? Organizatorului turneului și, mă rog, orașului Târgu Jiu, până la urmă, pentru că s-a simțit foarte bine. Da, așa este. Oferim o atmosferă apropiată jucătorilor, asta este foarte important, ca ei să se simtă în largul lor, să aibă terenuri de antrenament la dispoziție, pot folosi de asemenea sala de fitness a clubului, piscina pentru recuperare este foarte important pentru ei. De asemenea, clubul nostru oferă toate facilitățile necesare, hotel, restaurant, asta le ușurează lor munca de a se pregăti înaintea meciurilor și a antrenamentelor. De asemenea, orașul, toți mi-au spus că oamenii sunt foarte primitori, foarte călduroși și ei le face plăcere să fie în acest oraș bine organizat, liniștit, au locuri de vizitat, ceea ce este foarte bine și văd că participarea este din ce în ce mai numeroasă. Ne, la un moment dat am văzut că voi oferiți și anumite mape concurenților cu harta orașului, cu ce pot vizita, cine a venit cu ideea asta? Așa este, le-am oferit tuturor jucătoarelor la înscriere mapa Târgu Jiului cu locurile unde pot să viziteze, unde își pot petrece timpul liber. Chiar astăzi am avut câteva grupuri care au mers pe Transalpina, de asemenea au vizitat ansamblul lui Brâncuș, chiar cheile Sohodolului, deci le face plăcere să fie în oraș și să mai facă și altceva în afară de tenis. Ideea aceasta de promovare a venit din partea noastră la organizatorilor și de asemenea și a primăriei. Foarte interesant că au ajuns pe Transalpina. Cu ce mijloc de transport au luat? Un microbus până acolo? Cu ce au ajuns? Nu, fiecare s-a organizat în mod particular pentru că diferă programul. Unele dintre fete, ca și exemplu aici, finalistele au terminat primul turneu și au avut două zile de pauză până la următorul. Altele, în schimb, au început calificările pentru cel de-al doilea turneu și asta este un pic dificil în a organiza un program comun, dar ei în mod particular s-au organizat la indicațiile noastre și au reușit să viziteze cât de posibil. Presupun că din România, mă rog, au mai venit și cu mașini personale, dar din exterior? Da, așa este. România apelează la mașinile particulare, din exterior vin cu avionul, iar ulterior ne cer să-i transportăm noi de la aeroport sau vin cu trenul sau vin cu autobuzul. Depinde de opțiunea fiecăruia dintre... Cum ți se pare faptul că sunt anumite sportive, așa cum a fost și sportiva din Ecuador, da, care Mariana Corea, care spunea că parcurge fără problemă această distanță pentru a fi la turneul de la Târgu Jiu și asemenea cazuri sunt, bineînțeles, mai multe, dacă spui tu că au venit și oameni din Japonia. Până la urmă, Statele Unite, Argentina, mă rog, de unde mai aveți participanți, până la urmă, care este și beneficiul lor să participe la aceste turnee ITF? Sportivele în principal caută turnee care să le ofere condiții bune și de pregătire, că există posibilitatea ca la unul dintre turnee să ieși mai devreme din concurs și atunci tot ce îți rămâne de făcut este să te pregătești pentru următoarele turnee. De aceea jucătoarele caută terenuri de antrenament bune, hoteluri aproape de bază. De asta noi reușim să atragem atât de mulți participanți oferindu-le lucrurile acestea. Ele de asemenea vorbesc, se întâlnesc la turnee, iar orașul nostru și clubul este promovat mai departe. Nu ți se pare bizar oarecum că la câte condiții oferit, la cât de bine este văzut
acest turneu până la urmă, totuși promovarea poate ar lăsa de dorit, spun eu, pentru județul Gorj, pentru orașul Târgu Jiu. Se face, dar parcă ar trebui la o scară puțin mai mare. Așa este. Mă aștept ca măcar în viitor să fim mai bine promovați și oamenii să cunoască. Am avut un caz foarte neplăcut zilele trecute cu una dintre sportive, a avut o problemă medicală și a mers cu ea la spital și acolo, intrând în vorbă cu doamnele doctor, au rămas impresionate că a venit o sportivă din Turcia la noi la un turneu internațional. Deci lumea nu știe despre aceste evenimente și poate aici suntem noi de vină, poate comunitatea care nu reușim să promovăm atât de bine și să facem cunoscut acest eveniment, pentru că în alte țări se vine foarte, foarte mult la aceste evenimente. Vorbeam, de fapt am întrebat de ce nu a venit și dublul de anul trecut care a câștigat primul turneu, Raluca Ciufrilă, una dintre elevele tale, de fapt, ne-a făcut plăcerea să veniți aici la un moment dat la noi în emisiune, a jucat cu Ioana Roșca, dacă nu mă înșel, în turneul precedent. De ce n-au mai fost și la această ediție? Din informațiile mele au avut ambele diferite probleme. Ioana, din câte știu eu, se antrenează mai nou în Spania și a preferat să joace acolo, iar Raluca a avut ceva probleme medicale și nu a putut să participe. Spuneai la un moment dat că începe, de fapt de pe 24 au început calificările la turneul secund, Hotel Imitrofi, da? Cum da. Se cheamă. 64 de participante la primul tur, 4 au rămas pe din afară. De ce, de fapt, cum se pot întâmpla asemenea lucruri și dacă se întâmplă frecvent la diverse competiții? Pentru România este un record. Anul trecut am stabilit un record de 64 de participante plus cele 32 pe tablou principal. Anul acesta se pare că au venit mai multe sportive, 4 dintre ele din păcate nu au mai avut locuri de acces. Se datorează și bunei organizări a noastre care oferă lucrurile necesare sportivelor. Multe dintre ele vin pentru primul și al doilea turneu, iar restul am văzut că a plouat primele două zile. Nu, avem logistica necesară și putem să suportăm un tablou de 96 și să nu extindem numărul zilelor turneului. Vorbeam la un moment dat de faptul că Jacqueline Cristian, într-adevăr, este una din speranțele tenisului românesc și poate rezultatul ei este scontat. Mi-a arătat și am văzut, de fapt, un articol în ProSport, prin care Jacqueline spune că e oarecum dezamăgită puțin că nu a primit un wildcard pentru acel turneu de la București, care a fost Open-ul, care a fost câștigat până la urmă de Simona Halep, port drapelul tenisului, deocamdată tenisului feminin românesc. Haideți să comentăm așa, ca oameni din fenomen, oameni de sport, și mai ales că mai rar am lângă mine într-adevăr un specialist în tenis. E oarecum justificată reacția ei față de Federația Română de Tenis? Adică putea fi inclusă, crezi că putea fi inclusă în acest turneu printr-un wildcard? Acest turneu Open-ul României de $250.000 oferă o șansă importantă juniorilor și tinerilor sportive de a lua puncte importante în clasamentul WTA. Dacă aici la turneele noastre se luptă pentru 12 puncte, acolo numai pentru un câștigătoare ia 12 puncte, acolo numai pentru un tur poți obține 10 puncte. Atunci este o bătălie în a accede
pe tablouri principal, dar cum ele fiind tinere jucătoare nu au clasamentul necesar, iar atunci federația vine cu un ajutor oferirea acestor wildcard-uri. Din păcate și federația are un număr limitat de wildcard-uri și trebuie să le distribuie cum consideră ei de cuvință. Dar chiar cum se fac aceste departajări? E acolo un consiliu al membrilor FRT și aprobă sau nu aprobă? Da, sunt antrenorii federali, este președintele federației, directorul tehnic care fac o comisie, este colegiul antrenorilor care distribuie aceste wildcard-uri. Probabil că ei au considerat de cuvință să ofere altor sportive. Avem multe sportive de valoare în România și Jacqueline este printre ele. Ea având rezultate foarte bune, a ajuns la 4 turnee de acest tip ITF Pro Circuit câștigate. Cea mai bună performanță de acest gen până acum am văzut pentru o sportivă din România anul acesta. Da, ea este chiar recordman mondială la nivelul acesta. Are cele mai multe titluri în acest an, 4. Atunci da, poate că are dreptate pe undeva, poate că merita să fie selecționat, nu știu. Posibil, da. Federația... Adică nu e în van articolul ăsta de aici. Așa este, federația în schimb a considerat altceva și o să rămână să vedem în viitor ce se va întâmpla cu toate sportivele românce. Eu le doresc mult succes și sper să aibă cât mai bune rezultate. Da, spune la un moment dat, citesc din ProSport acum, spune la un moment dat, Jacqueline Cristian era o șansă pe care o muncisem și pe care o meritam. Citesc, am fost foarte dezamăgită pentru că nu am primit wildcard la București, ținând cont că sunt într-o formă de vârf, veneam după 3 turnee câștigate consecutiv, da, la Târgu Jiu e al 4-lea, da? Da. Dar se pare că nu m-am ridicat la standardele Federației Române, lucru care m-a demoralizat puțin. Ei bine, iată că până la urmă, demoralizată sau nu, Jacqueline a reușit să triumfe aici la Târgu Jiu. Mă simt mult mai puternică mental după această experiență. Bun, poate o să crească și mai mult Jacqueline. Da, Cristian are 18 ani până la urmă. Da, are 18 ani, poate a fost motivată în plus după această întâmplare. Ea a demonstrat că poate să câștige atât pe hat cât și pe zgură, fiind primul turneu câștigat pe zgură și mă bucur că a făcut-o la Târgu Jiu. Înainte de a mai vorbi în această primă parte a emisiunii, dacă vrei, despre, până luăm de fapt pauza publicitară, despre cel de-al doilea turneu de la Târgu Jiu și ce va aștepta din punct de vedere organizatoric, cum diferă și așa mai departe, aș vrea să te întreb, dacă toți suntem la capitolul acestea, ce părere ai sau cum comentezi declarația lui Florin Bergea, un gorjan de-al nostru până la urmă, care după înfrângerea cu Spania a spus că statul român nu a făcut nimic pentru tenis și dacă este să facem o paralelă cu fotbalul, da, a comparat puțin generația de aur a României și acea declarație celebră a lui Gheorghe Hagi că până la urmă meritau să li se facă statui fotbaliștilor și spunea Florin Mergea, avem rezultate pe care nu ar trebui să le avem ca români, raportat la condiții probabil. Ce părere ai despre acest lucru? Îi dau dreptate în totalitate. Consider că rezultatele fetelor, pentru că noi mai suntem în tenisul mondial pe partea de simplu reprezentați bine doar la nivel feminin. Toate cele 5 fete au ajuns acolo prin resursele lor proprii, printr-un efort extraordinar al părinților, al lor ca sportive și al antrenorilor români. Aici țin să-i laud pe toți antrenorii care au lucrat cu fetele de acolo. Sunt niște antrenori foarte buni, sunt căutați toată lumea. Avem antrenori care lucrează în toată lumea, în loturile naționale. Din păcate, au plecat pentru că în România nu li s-au oferit condiții. La băieți, după câte se vede, după Andrei Pavel, a mai fost doar Victor Hănescu, iar în spate foarte puțin un Marius Copil sau un Adrian Ungur. Mă bucură rezultatele lui Florin și lui Horia Tecău, care reușesc pe partea de dublu, dar, din păcate, în spatele lor nu vine nimic. Este foarte greu să vină din spate pentru că nu au susținere, nu este un plan general al comunității, al federației române, în colaborare cu cluburile. Este un haos general, așa să zic, în tenisul românesc și v-am spus, doar prin eforturi
proprii, ale antrenorilor, sportivilor și părinților se reușesc niște rezultate extraordinare. Spuneai că mulți specialiști, mulți antrenori au părăsit țara și practică în continuare această meserie peste hotare. Acum eu te-aș întreba, care e principala lor nemulțumire? În primul rând, infrastructura, adică că nu există baze unde să practice acest sport? Da. Sau că nu există și susținerea? În primul rând, condițiile de antrenament lipsesc cu desăvârșire în România. Dacă unii consideră că doar a face un teren de tenis este suficient, nu, ai nevoie și de o sală de forță, un bazin de recuperare, un fizioterapeut, preparator fizic, psihologi care să te ajute ca antrenor de tenis să poți să duci un sportiv la un nivel ridicat. Asta în primul rând. În al doilea rând, de asemenea, munca de antrenor nu este respectată pentru că nu există un cadru foarte bun în care antrenorii buni să se diferențieze de antrenorii mai puțin pregătiți, să zic. Așa, sunt toți băgați în aceeași grămadă, iar atunci cei care știu că sunt capabili pleacă în alte țări. În acest context, ți se pare firesc, ți se pare normal rezultatul din Cupa Davis împotriva unei echipe foarte puternice a Spaniei, dacă e să luăm așa numele din acea formație, dar dacă este să ne gândim că oarecum ei au venit, corectează-mă dacă greșesc, cu garnitura a doua aici, adică n-au venit cu Nadal, aș putea să spun Ferrer, că au venit cu garnitura a treia și probabil și cu a cincea, dacă veneau, era același rezultat. Ei au 12 jucători la simplu, în prima sută rețineți 12, iar noi avem 0. Deci este clar că... E dezarmant, într-adevăr. Este dezarmant și singurul punct care l-am obținut a fost, s-a văzut unde suntem mai bine clasați ca ei, în proba de dublu, unde a jucat Florin Mergea și cu Horia Tecău, ceea ce nu poți să faci în tenis să te minți doar că ai o echipă și te prezinți, vei câștiga. Bine, atunci să înțeleg că oarecum gneazul, cum mi se spunea lui Andrei Pavel, a încercat să impulsioneze așa oameni, putem să facem o surpriză, în sport e posibil orice, e chiar posibil orice, dar iată că rezultatul a fost unul destul de dur, ținând cont și de faptul că am jucat până la urmă acasă, am jucat la Cluj 4-1, pare un eșec drastic în față. Da, putea să fie un puțin mai strâns dacă Marius reușea să facă surpriza contra lui Feliciano Lopez, a luptat. Dar valoarea și experiența își spune până la urmă cuvântul, mai ales într-un meci de Cupa Davis unde se joacă 3 din 5 seturi și există mai puține șanse în a se produce surpriza. Divaghez puțin și bineînțeles că vom vorbi în continuare și despre turneele de la baza sportivă Club Elite și despre facilitățile pe care le oferiți nu numai participanților la aceste turneuri, dar și copiilor înscriși la voi în club. Dar profit de faptul că te-am aici și aș vrea să mai vorbim puțin despre peisajul ăsta al tenisului din România și dacă tot eram la dublul care până la urmă a ținut România în viață în mai multe competiții, în Cupa Davis, Florin Mergea, Horia Tecău. Te-aș întreba, după ultimele evenimente, crezi că ar mai avea vreo șansă acest dublu să participe constant în calendarul competițional? Pentru că am văzut relația Mergea-Bopana-Scârție, Horia Tecău cu Jean-Julien Roger, parcă au și ceva diferent în ultima vreme, s-ar putea totuși suda din nou acest dublu? Eu sper în acest lucru să se întâmple. Ei deja joacă câteva turnee premergătoare Olimpiadei, chiar au jucat săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, la Washington și au făcut semifinală. Vin după turneul câștigat de la București de dublu, iată că ușor-ușor rezultatele îi îndreptățesc să reîncheie această echipă și ar fi benefic pentru România. De ce să se întâmple situația de anul trecut când au jucat împreună mai multe meciuri și am fost împărțiți ca suporteri și să nu avem doi câștigători în loc de unul? Da, ar fi într-adevăr un boom așa pentru iubitorii tenisului din România să vadă din nou această pereche, mai ales că de multe ori ai văzut că se întâlneau în turnee amândoi și până la urmă, bine, Tecău avea de multe ori câștig de cauză. Crezi că se poate o medalie olimpică la acest dublu? Cred că acolo este cea mai mare șansă. Dacă Simona Halep a declinat participarea la Rio, cred că acolo avem o mare șansă pentru tenis și pentru România la o medalie, poate nu de aur, dar măcar de bronz sau argint să
să o câștigăm. Apropo, ce părere ai despre acest fapt că Simona Halep, care până la urmă a fost în discuții pentru a purta drapelul României, adică ar fi fost simbolul nostru național, da? A decis din motive de siguranță, de sănătate, în plus, de asemenea în tablou de calificări mai vin 2-3 în plus sau pleacă multe dintre ele. Ca noutate așa important ar fi o jucătoare din Ungaria, Lukács se numește, care a intrat pe tabloul principal și este favorită 2. Deci crește puțin nivelul turneului cu această jucătoare. Crește într-adevăr nivelul turneului cu această participare și așteptăm meciuri bune în continuare. Aveți concurente care participă la toate trei turneele? Vi s-au întâmplat anul trecut? Da, da. Cred că 50% dintre ele participă la toate trei. Din acest punct de vedere este oarecum sau se acumulează o oboseală pentru aceste participante? Adică e un ritm firesc la nivelul ăsta? Ritmul este unul normal, ele alegând să joace 2-3 turnee consecutive. Unele acumulează oboseală din prisma meciurilor jucate și a faptului că sunt departe de casă. În același timp este comod, poate că nu schimbă locația, joacă 3 turnee în aceeași locație, nu trebuie să călătorească, ceea ce le dă un plus. Bun, luăm o scurtă pauză publicitară, revenim să vorbim despre tenis în a doua parte a emisiunii. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează înscrieri pentru sesiunea 2016 la următoarele facultăți: Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Științe Juridice, Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. Înscrierile au loc în perioada 13-26 iulie 2016. Aceeași perioadă de înscriere este și pentru cursurile de master. Universitatea Constantin Brâncuș. Suntem cea mai bună alegere! Manole! Măi, Manole, tu n-auzi? Ai grijă că... Ce faci, Manole? Iar o iei de la capă? Du-te, mă, la Max și ia-ți tot ce trebuie, că altfel o să vrei să mă zidești ca pe Ana. Manole! Depozitele Max. Materiale pentru construcții și amenajări de la temelie până la acoperiș. În Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu 214 și Șoseaua de Centură Narciselor 35. Max. Civilizația în comerțul cu materiale de construcții. Motel Restaurant Azur, situat în localitatea Câlnic, la 20 de kilometri de Târgu Jiu, dispune de camere pentru cazare, parcare privată cu monitorizare și stație Beko. Lasă-te cuprins de savoarea mâncărurilor și a delicateselor culinare, într-o ambianță potrivită, atât pentru cine romantice, aniversări, nunți, botezuri și alte evenimente deosebite din viața dumneavoastră. Restaurant Azur vă invită să serviți meniul zilei într-o gamă variată de mâncăruri românești la prețul de numai 12 lei. Rețineți! În fiecare seară de vineri, Restaurant Azur vă așteaptă să petreceți alături de invitații speciali din muzica românească. Tipografia Zeus. Valorile care definesc tipografia Zeus, drept coordonate principale ale modului de punere în practică, sunt promptitudinea executării comenzilor, calitatea și flexibilitatea în execuția comenzilor.
Tipografia Zeus primește comenzi pentru imprimate tipizate și clasice sau la comanda clientului alb, negru sau color. Totodată, librăria Zeus vă oferă produse de birotică și papetărie într-o gamă foarte variată. Pentru relații și comenzi ne găsiți în Târgu Jiu, strada Popa 7 numărul 1 sau la numărul de telefon 0253 21 21 37. Tipografia Zeus. Cheia succesului dumneavoastră. Antimpex, distribuitor piese auto en gros și en detail pentru camioane și autoturisme, anvelope și accesorii auto. Antimpex asigură montarea pieselor cumpărate de la noi. Se oferă servicii de logistică cu camioane proprii, intern și internațional. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Narciselor, lângă Vamă. Relați la telefoanele 0253 212280 sau 0732 402546. Antimpex, pentru siguranța dumneavoastră. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEA spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. A revenit în legătură directă la Sportul Gorjan. Alături de mine este Ștefan Pițian, directorul turneelor ce se desfășoară în această perioadă la Târgu Jiu și antrenor coordonator la Tenis Club Elite. Am rămas, Ștefan, să mai vorbim puțin despre acest al doilea turneu. Îmi spuneai că pentru jucătoarele care hotărăsc să participe la aceste competiții sau la toate competițiile există condiții foarte bune de refacere. Aș vrea să mai detaliem puțin cam ce poate pune clubul la vostru, la dispoziția lor. Pe lângă terenele de antrenament și afară și în sală, precum și sala de fitness, pe durata competiției se găsește un fizioterapeut în bază la care jucătoarele pot să apeleze. De asemenea, hotelul din bază este dotat cu piscină, cu jacuzzi și cu saună, ceea ce este important pentru jucătoare după meciuri sau în zilele libere.
Da, aceste condiții, întreb așa, pentru că sunt sigur că știți și voi cam care este situația în țară, cam pe unde se mai găsesc la, sau pe unde mai sunt turnee ITF asemănătoare și până la urmă dispun, pentru că ai zis și tu la un moment dat și foarte bine ai punctat, dacă jucătoarele vorbesc între ele și află că la un turneu de o asemenea învergură există și un hotel acolo și condițiile toate de refacere, este normal că pot să participe fără jenă. Unde mai sunt în țară asemenea condiții? În România sunt foarte puține cluburi și aici nu vreau să exagerez, poate 2-3 cu asemenea condiții ca și ale noastre. Asta și arată faptul că în toată țara sunt 12 astfel de turnee pe tot parcursul anului, dintre care 3 sunt la noi în oraș. Ceea ce arată că orașe precum Brașov, Cluj, Timișoara nu reușesc să organizeze turnee de asemenea învergură. Haideți să le spunem și telespectatorilor noștri care se uită acum la emisiune și poate vor să ajungă la turneul care se desfășoară în aceste zile la Târgu Jiu. Care este programul competiției, când se termină și când începe turneul cu numărul 3? Meciurile încep în fiecare zi cu ora 10, durează până la ora 6-7-8 seara, depinde de durata partidelor. Finala de dublu este vinerea, de obicei în jurul orei 5, după amiaza, iar finala de simplu este duminica, la fel după amiaza la ora 5. Turneul al treilea debutează în această săptămână cu calificările care încep sâmbătă. Tabloul principal va începe marțea viitoare și durează la fel ca și precedentele două până în duminica din data de 7 august. Ați auzit, așadar este o invitație la tenis dacă n-ați ajuns până la urmă la baza aceasta sportivă. Eu vă spun că merită și dacă vreți să vedeți tenis de calitate chiar în orașul dumneavoastră, dați o fugă. Adresa, ca să știe... Calea Severinului numărul 1, aproape de centrul orașului, peste podul Jiului. Este un mod plăcut de a-ți petrece o după amiază sau o dimineață vizionând meciuri de tenis. Da, așa, ca să fie și reperele date. Bun, haideți să vorbim, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, despre Tenis Club Elit Târgu Jiu și cam ce condiții oferiți voi copiilor care vin aici, ce fel de antrenamente faceți și așa mai departe. Am văzut că, de fapt, am discutat puțin și în emisiunea trecută, nu am avut însă atât de mult timp la dispoziție. A venit și un antrenor cunoscut în toată lumea, Padre Mondecui, da? Care este, după câte mi-ai spus tu, Ștefan, un lector, un antrenor al antrenorilor. Avem și noi niște imagini pregătite în materialele 1 și 2, dacă colegii pot să ne... Asemenea, lector la organizația GPTCA sub egida ATP-ului, așadar este un antrenor pentru antrenori, ceea ce ne bucură să-l avem printre noi la un timp bine determinat și destul de des să fie printre noi, printre copii, să ne ajute cu experiența lor, să ne împărtășească ultimele metode de antrenament.
Da, mi-a zis și un lucru foarte interesant, că, de exemplu, pentru această experiență cu Padre Mondeghi, de exemplu, tinerii care sunt înscriși la clubul vostru nu plătesc suplimentar. Practic, este o parte din colaborarea pe care o aveți și, mă rog, o parte din condițiile pe care voi le oferiți. Asta a fost și ideea inițială a acestui club, în a ajuta copii buni, copii care își doresc să facă ceva în tenis și să ajutăm cumva fără să-i mai încărcăm cu costurile foarte mari necesare acestui sport. Colaborarea cu PAT este o facilitate a lor, le oferim cu toată deschiderea timpul nostru și al lui copiilor care se antrenează în cadrul clubului nostru. Dacă mai aveți, presupun, și acum disponibilitatea de a face înscrieri pentru iubitorii tenisului, dacă vin acolo? Înscrierile se pot să se înscrie. În afară de acest turneu de veteran, am înțeles că organizați și un turneu pentru copii? Da, așa este. În data de 6 august, în ziua ultimelor semifinale ale turneelor Futures, așteptăm să debuteze micii tenismeni. Ne așteptăm la o participare de asemenea numeroasă a copiilor, fiind vacanță, fiind vară, sperăm să vină toți sportivii legitimați, nu numai la clubul nostru, ci și la cluburile celelalte din Târgu Jiu. De asemenea, din toată țara s-au anunțat că vor veni sportivi. Ați mai organizat astfel de turnee pentru copii și dacă da, cam care a fost participarea, care a fost numărul de participanți? Am mai organizat în primăvară, chiar în zilele de Paști, un turneu de copii. Am avut o participare de peste 50 de jucători, ceea ce a fost o participare surprinzător de numeroasă, având în vedere că erau zilele de sărbătoare. Acum ne așteptăm la o participare și mai numeroasă. Avem un partener nou pentru acest turneu. Sperăm să ne ajute de asemenea și alți sponsori, să putem să promovăm tenisul cât mai bine. Să le spunem și oamenilor care poate nu ne-au urmărit, de câte terenuri dispuneți și cam care sunt suprafețele pe care se joacă tenis la voi acolo la bază? Dispunem de 5 terenuri outdoor de zgură și de 2 terenuri de hard indoor care se ridică la standarde internaționale. Terenurile acestea indoor sunt folosite mai ales pentru antrenamente când condițiile meteo nu sunt propice sau și pentru, nu știu, dacă participă de la clubul vostru la competiții indoor să învățați cu suprafața respectivă? Da, principalul scop al acestor terenuri este în pregătirea copilor pe timpul iernii sau când avem zile ploioase. Nu întrerupem antrenamentele, intrăm în sală. De asemenea, când sportivii noștri de performanță participă la turnee internaționale care se joacă pe o asemenea suprafață, ne antrenăm acolo să putem să ne adaptăm mai repede. Haideți să, cum să spun eu, pentru că toată lumea sau majoritatea iubitorilor sportului consideră sportul alb o disciplină sportivă scumpă, să spun așa, pe lângă taxele acestea care se plătesc până la urmă pentru că se oferă niște servicii și așa e firesc. Ce trebuie să mai
aibă un sportiv care vrea să se înscrie la tenis, trebuie să, nu știu, să-și cumpere rachete, echipament, chestii din astea, sau le mai oferiți voi ceva, facilități în sensul ăsta? Noi oferim facilități, în special copiilor de performanță. Pentru cei care vin la inițiere, de asemenea, le oferim noi rachetele, care sunt cele mai importante. Avem diferite rachete de mărimi, mărci, greutăți, ca să putem acoperi toată cererea copiilor. Ei trebuie să vină doar în echipament sportiv și cu plăcerea de a juca tenis. Pentru a face sport de performanță sau pentru a încerca să răzbească poate și în turnee de calibru cărora sau de acest calibru asemănătoare turneului pe care le organizați în această perioadă, ce trebuie să facă anumiți, nu știu, jucători care nu sunt inițiați? Există o anumită vârstă pentru copiii care vor să se apuce de sport și să aibă șanse mai mari să răzbească în tenisul de performanță? Vârsta cea mai bună de a te apuca de acest sport este undeva între 5-8 ani, să spun așa, dar au fost cazuri în care copiii s-au apucat la 10-11 ani și au reușit, dar sunt poate cazuri mai izolate. Ca și în, să zic așa, în gimnastică, este bine să te apuci cu cât mai repede, cu atât mai bine. Acum depinde de timpul lor dedicat acestui fenomen, pentru că degeaba te apuci la 5 ani dacă vii doar o dată pe săptămână și nu perseverezi și să mergi la turnee și la antrenamente, să fii foarte determinat. Care ar trebui să fie frecvența antrenamentelor pentru un sportiv care vrea să aspire la titlul de tenismen? Noi de fiecare dată avem discuții cu părinții și încercăm să-i consiliem în acest aspect. Acum depinde și de aptitudinile fiecărui copil. Poate un copil este mai înzestrat și va prinde anumite aptitudini într-un număr mai redus de ședințe, iar altul are nevoie de mai multe repetări, să zic așa. O frecvență așa, ca un număr să-ți dau, undeva la 5-8 ani trebuie să vii de 3 ori pe săptămână, după care dacă intri în competiții trebuie să ajungi la 4-5 ședințe săptămânale de antrenament. Credeți că în acest moment aveți elevi la clubul elit din Târgu Jiu care pot aspira la acest statut de tenismeni, adică care cochetează deja pentru vârsta lor cu marea performanță? Da, avem sportivi cu rezultate foarte bune pe plan național și internațional. Anul trecut clubul nostru a ieșit locul 1 în țară, am obținut medalia de aur la campionatele naționale pe echipe sub 14 ani. Avem anul acesta o sportivă medaliată la campionatele naționale sub 16 ani. Avem sportivi care considerăm că sunt de nivel foarte bun și vor prinde lotul național anul acesta. Așa să fie o ultimă întrebare, pentru că timpul, din păcate, a expirat. Am auzit la un moment dat că, mă rog, unele dintre jucătoare erau fericite și că vă extindeți, cum ar veni. La ce se referea? Unul la mână și doi, dacă cumva puteți organiza și un turneu de, la condițiile care sunt, să zicem că ar fi bani, de calibru superior? Sau? Așa este, avem un plan sau ne dorim să mărim numărul terenilor de indoor, pentru că avem nevoie și pe timpul iernii să ne antrenăm și mai bine decât o facem. De asemenea, poate și numărul terenilor de afară, pentru a putea susține un turneu de un calibru mai mare avem nevoie de terenuri mai multe, pentru că participarea va crește, dar în principal avem nevoie de susținerea comunității, de susținerea sponsorilor pentru a putea mări acest eveniment. Deci în viitorul apropiat să ne înțelegem că ar fi bine să ne menținem pe această linie, totuși cu acest turneu care să se desfășoare în continuare la Târgu Jiu. Exact. Ștefan Pițian, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi în această seară și sper ca tenisul să continue la Târgu Jiu, pentru că aveți de fapt o bază de invidiat acolo și noi ca și comunitate până la urmă. Bun, doamnelor, domnilor, punem punct aici emisiunii Sportul Grojean. Eu sunt Cătălin Pasăre, ne revedem în fiecare marți, ne reauzim pe 96.2. Până atunci, o săptămână cât mai plăcută. La revedere!